Echipa de fotbal Steaua București a pierdut ultimul meci al play-off-ului Ligii patra și implicit accederea la barajul de promovare în Liga A3 a În întâlnirea cu Carmen București, Steaua avea nevoie de un rezultat de egalitate pentru a merge mai departe, dar golul din minutul 29 reușit de Jitaru pentru adversari a năruit speranțele și munca jucătorilor roș albaștri de un an de zile. În ciuda ratărilor din repriza secundă și a schimbărilor făcute de antrenorul Marius Lăcătuș, Steaua nu a reușit să marcheze golul care ar fi adus-o mai aproape de meciul de baraj. Steaua și Carmen București se vor mai întâlni odată și în final... Finala Cupei României, faza pe București, sâmbătă 8 iunie.